Nang era hotărâtă să învețe limba engleză. Atunci când un centru adventist de cursuri de limba engleză s-a deschis în orașul ei din nordul Laosului, ea a folosit ocazia. A luat foarte în serios această activitate și a decis să învețe 100 de noi cuvinte în fiecare zi. Nang nu cunoștea limba engleză, dar prin muncă ea a început repede să înțeleagă această limbă. A participat mereu la orele de curs și a făcut practică cu vorbitorii nativi de limba engleză până când a vorbit fluent. Învățarea limbii engleze a făcut posibil ca ea să meargă la o universitate adventistă din Thailanda. În prezent este înscrisă la programele de educație în psihologie ale Universității Asia Pacific International și speră să-și folosească noile abilități acasă, în Laos. Centrul local adventist de limba engleză nu i-a oferit doar șansa de a învăța limba engleză, ci și ocazia de a-L cunoaște pe Isus. Nang și mama ei au fost printre primii care au participat la serviciile divine săptămânale din sabat. La început, numai 7 oameni se adunau într-o casă mică. Astăzi, numărul lor a crescut la peste 100 de oameni care se întâlnesc în fiecare săptămână. La fel ca mulți alți oameni, Nang și mama ei și-au predat inimile lui Isus. În 2018, o parte din colecta sabatului al 13-lea a ajutat la extinderea acestui centru de limba engleză. Aceasta este o binecuvântare pentru zeci de studenți, care, la fel ca Nang, au putut să exploreze noi posibilități. Acum aveți ocazia de a contribui la o altă școală specială din Laos prin colecta sabatului al 13-lea din acest trimestru. Laos a fost destul de greu de abordat de către adventiști. În 1957, pastorul Dick Hall cu soția și copiii lui au venit aici pentru a-L prezenta pe Isus oamenilor. A lucrat timp de 4 ani înainte ca să fie forțați să plece din cauza războiului. Ei au lăsat în urmă o mână de noi credincioși, care erau foarte tineri în credință. Astăzi există un singur adventist rămas în acest oraș. Luang Natha a devenit o locație strategică, fiind poarta de nord din Laos către China. O prezență adventistă poate ajuta comunitatea să crească pe măsură ce orașul se extinde. Misiunea adventistă din Laos plănuiește să clădească o școală primară bilingvă. Prin contribuția voastră la colecta din sabatul al 13-lea, ei speră că o nouă școală poate deveni o parte integrantă din această comunitate. Vă rugăm să sprijiniți lucrarea din această parte a lumii în acest trimestru. Vă mulțumim pentru contribuția voastră!